Ce faceți aici voi? Salutare, prieteni, merge camera. Salut! Sunt negonchiul Cristi în pătut. Păi de ce stați în patul meu aici? Oh, cum să vă găsesc în patul meu? De ce? Ziua între costiților. Da! Urbuța mea! Bă, lasă-mă! Bă, de ce căutați în patul meu? Uite, ne-am pus de aici în patul. Și unde mai dorm? Cristi, două nopți dorme aici în pătut ăștia. De ce? Vreau mă aici. Păi dispărut, auzi, la altcineva. Unde ai fost două nopți? La leți? Yes. La leți? Păi nu știi că am fost la apartament după... Ai venit după mine. Nu mi-aduc aminte, nu mi-aduc aminte. Ai uitat? Când ai adus mâncare și te-am purit cu mâncare. Nu mi-aduc aminte. Ai adus tu mâncare. Nu, nu sunt ce mâncare. Tu nu știi? A venit cu două plăci de mâncare. Eu sunt Cristi. Știe tot banii, nu-i așa banilor. Că Cristi a venit după mine la apartament când m-am putut. Nu uitați, bă, nu mai știe. Bă, dar toți avem amintiri. Bă, Iana, nu e rușine să stai cu patul meu cu Alina aici? Ai vină cu Alina. Bă, ce rol am eu? Treci la unchiul. Hai, vină cu Alina. Vină mă aici. Vină mă aici. Du-te la unchiul. Hai, măcar la unchiul. Bă, nu mă să stau lângă Alina acum. Și cum? De ziua întreb, o să-mi să-l dormiți cu mine, pa! Stai la unchiul. Mă iubiți! Bă, ca să nu faci prin casă. Da. Hai să ține brațe. Hai să ține brațe. Hai mă, vină. Mă iubiți toți pe mine! Mă iubiți toată lumea! Mă iubiți de ziua îndrăgostiților! Mă, toată lumea știe că ne iubiți! Eu vreau pe la fir, ai uitat? Am unul, vină ca să ți-l arăt! Da... Vină aici! Vină mă să ți-l arăt! Că mă enervez! Vină ca! Vină ca! Vină ca că alerg după tine! Mamă, alerg după tine! Mamă, alerg după tine! Nu ce-a făcut, dar ne uite de ziua îndrăgostiților! Vină ca să vadă lumea că suntem împreună! Da, nu te-ai dat pe criză? Băi, uite, i-ai adus și pe ăștia, nu e nimic real, e o iluzie. Ok, pe patrana, stai să vedem. De ce stați băi? Noi acum nu filmăm, noi nu filmăm acum. E doar un vis. E un vis. Da. Noi dormim acum. Ce faceți voi cu în patul meu? Hai, vină acolo. Lăsați să doarmă David cu mine și voi toți afară. De fapt, ce patul tău? Patul nostru, e patul nostru. Eu, drăgostiților, de ce m-am supărat și în seara asta, Doamne, Dumnezeule? Duceți-mă în patul vostru, nu aici. Ați văzut să te ating? Cheamă ambulanța. Ai uitat că te ating? Îți place să te ating? Băi, n-auzi! Prima oară că stai și noi unul lângă altul așa. Mă, Cristi, du-te, stai cu Alin. Iar începe. Hai să-ți arătăm la film. Lasă-mă. E din aur. Mihaela, nu mai râde, te rog frumos. I-am luat un trandafir din aur special. Ziua îndrăgostiților. Hai să îmbrățișați-vă și voi. Ai zis că nu ți-am luat. Am făcut comanda acum. Respectă contractul. Ce contract? Respectă contract. Lasă-mă că mă sună. Sună cu bidon. Cine te sună? Ia uite cine mă sună. Bine să crezi. Cine? Hai să vedeți cine sună. Ia, cine? Unchiul, diamant. Nu cred. Da. Nu rog acum. Ida, Ida, sucrurile alea, ce mai înșeam de la mea, dar mă rupat. Cum se poate așa ceva? Pleacă, pleacă, că dacă te prinde... Mă, de mă dui și ăla, hai Lela. Gata, bine. Oferta, dui și ăla, hai Lela. Mă, cu cine vorbește aia, acum nu-mi place. Închide. Nu m-a arătat. N-am mai de duma, n-am mai de duma din inima ta. Și-a mea că iau cătul. La lumina s-a dus de lumina. Stau aici. Ce ai rodile? Stai un cu Cristi, lasă-o pe Olga. Da. Vezi ce am dat cu deasunița, e fost de rodile la polia. Ai cătă. E polia mare, e lendic. Cu ce rodile, e o cătă. Așa îmi gândeam de lume că ai debișel. Să nu vorbați de lume. Ita la Mihai la Ita. Da. Ce fac cu femeia asta? Uite, stă cu ăsta în pat. Nu sunt eu. Mă, te-a luat medicamente, cum ai zis tu. Vedeți pe Diamant. Vezi cine e bărbatul meu. Diamant e bărbatul meu. Real. Diamant e bărbatul tău. Păi da. De ce nu te duci la el? Du-te la telenovela. Du-te la Diamant. Tu ai telenovela de filmat aici. Du-te la Diamant că te așteaptă. Mă, du, ce crezi? Păi du-te. Crezi că am ce ceva? Ce stai aici? Stai cu toți lăieții aici. Du-te la Diamant. Hai, trage-te la. Suni, hai, trag un mesaj. Doamnelor și domnilor, intrați și pe Cristi Mare Drasenia și pe Olga Drasenia, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Alina are treabă. Gata, a zis să-i trimit adresa, a trimit mașina și Germania. Germania. Nu, nu vreau. Nu, chiar. Mă duc la bărbatul meu la Diamant, ai crezut că... Că poți să mă oferi tu un trandafir de aur? N-a telefonul. Păi astăzi e ziua îndrăgostiților, nu mi-ai făcut cadou un trandafir de aur? Ia uite, îl sună disperat. Ia uite, vezi bărbatul meu, Diamant mi-a făcut o mașină. E gelos, e disperat. Dar la mea mi-a făcut cadou. Tu ce, n-ai putut să faci un trandafir? Vă spun și scap și eu de tine, că nu mai te voiam. Da.
Da, diamant, iubirea mea. Aoleu, o doare da, cap. Da, diamant, nu ești tu viața mea. Termină, Olga! Termină! Da, iubirea mea, diamant, tu ești viața mea, tu ești iubirea mea. Eu, da, acolo. O să vin acolo să luăm un ori, că au venit la tine în Germania. Vezi ce-au făcut? Tu le-ai învățat. Ia de mari. Auzi, cătă, că n-are el unde să meargă. Păi casa lui nu e la tine. Eu l-am chemat, da. Vezi? N-ai făcut rost de trandafir de aur. Opa! Oai. Hai că doamne și domnilor, sunt foarte supărat, diamant. A intervenit între relația noastră, nu știu ce să mă fac. Auzi, Cristi, te duci tu, te duci? Unde? În Germania. Păi diamant nu mă suportă. Te taie. Uitați aici, Olga. Diamant! Ei nu mă suport. Auzi, să fii șoferul lui diamant, vrei să fii șoferul lui diamant. Adică să plătesc tot eu. Da, să fii șoferul lui. Ia uite, să vină șoferul tău, ia. Vrei șoferul auzi, lui diamant? Auzi, Cristi, șoferul diamant. Și să plătesc tot el, nu? Tu da. Șoferul lui, că îți plătești el. Că tu n-ai niciun trandafir de aur. O-ți vrea trandafir din aur de 100.000 de dolari. Nu am. Păi diamant mi-a făcut mașină. Păi diamant e soțul tău. Păi diamant mi-a făcut soțul meu, mi-a făcut paramera. Aia întreabă tot spate. Foarte frumos, foarte Borș paramera. Știi? Și unde Borș? Borș? Da. Sau Borș? Borș. Ia zi, diamant, de cine să pune cu tine? Ia zi tu, iubirea mea. Mamă, cum vorbește da. Cu iubirea mea. Olga s-a terminat în renovarea între noi, ca să știi. Păi n-avem cum. Ia uitați aici, porumbei. Uitați-l pe băiatul ăsta care nu mă recunoaște, nu știe cine sunt. Am sunt eu, cine ăsta? Uite, nici ăsta nu mă știe. Cum mă, nici tu nu mă știi? După aia toată ziua. Pleacă din apartamentul lui, Olga, pleacă. Hai să plec. Dar după voi. Da. Am țipat până am răbit și nu mai pot. Mihaela, cred că mă recunoaște. Nu crezi pe Mihaela, să nu crezi pe Mihaela, să nu crezi nurorile, că nurorile ai și aminte. Dar păi ca nurorile, pleacă și asta, tăi să vezi. Eu nu plec nici cu capul pe o să pleacă și asta după tine, diamant. O să vină și asta după tine. Am mai plecat două nurori în Germania după diamant. O să pleacă și asta. Ca mine una la 1000, nu sunt ca toate. Auzi că nu vine după tine, o să vină și voi toată lumea să îmi păcurăți mizerie. Aici să fac curat, să aerisez după voi aici. Păi și dacă plecăm noi cu cine? Cu tot cu bani din cont. Plecați cu tot, cu bani, cu tot, cu tot, cu toate canalele voastre. Și cu telenovela a dat, pleacă, du-te. Nu mai face telenovela? Nu, că eu plec la diamant, gata, acum dimineață plec la diamant. Foarte bine, a scăpat de tine, da. Mă duc în Germania, ce să fac cu tine fără trandafir? Cum e ziua din drăgostit să mă și mi-ai luat trandafir? Vreau să-ți-l arăt. Nu-ți arăt cine? Trandafirul meu, e mașină. Am făcut contractul cu tine, Iulia. E mașină, vrei să ți-l arăt? Eu să-mi luam contractul, Iulia. Nu-ți mai dau niciodată. Aline, gata. Dă-mi jos din pașa și... Lasă-mă că telefon prost ca al tău n-am văzut. Aline, nu mă cunosc. Hai, salutăm toți fanii noștri. Vă rog frumos să urmăriți telenovela noastră. Pentru că astăzi e ziua îndrăgostiților și urăsc la mulți ani la toată îndrăgostiților. Dar inelul ăla frumos de unde l-ai? Ha? De ce ți-a luat inelul? Dă-mi inelul înapoi. Nu-i dau inelul. Îi dau în oculească. Nu-i dau inelul. Închide filmarea. Hai, pa, bă.